Hello, ce faceți? Astăzi trebuie să fie un episod despre mine, ceva personal, o poveste, da? Și m-am gândit să vă povestesc despre faptul că, pentru cei care nu știu deja, m-am operat la ochi și de aceea nu mai am ochelari. Pentru ceilalți care știți, îmi pare rău, ăsta e subiectul zilei. Și vreau să vă spun că au trecut 4 ani și jumătate de atunci, da? S-a întâmplat în mai 2014. După 14 ani de așteptare în care mi-am dorit acest lucru și după cam 3-4 ani de cercetări. Știu, sunt niște cifre foarte ciudate, așa pare că mi-a luat o veșnicie, dar sunt sigură că altora le-a luat și mai mult sau nu s-au hotărât nici până acum, da? Ideea este că am vrut să fiu 100% sigură și prin acum foarte mulți ani tehnologia nu era atât de avansată și nimeni nu-ți putea garanta rezultate. E, mi-a încolțit în minte această dorință foarte puternică de a face asta. Am făcut-o de capul meu, așa cum am făcut și cu tatuajul, cum îmi dau seama că unele chestii de-astea mai ciudate și care necesită curaj, că tot am vorbit într-unul dintre vlogurile trecute despre curaj, duminică, cred. Le-am făcut așa, nu m-am sfătuit foarte tare cu nimeni și nu am ținut, de fapt, nu am ținut foarte tare cont de părerea nimănui. Pur și simplu m-am dus de capul meu și am făcut-o. Și la operație, ca și la tatuaj, acum îmi dau seama în timp ce vorbesc că sunt niște asemănări. M-am dus pe recomandări, pe cel care mi s-a părut mie că ar fi cel mai bun, mai ales la tatuaj. Și am achitat, chiar dacă și la vremea respectivă eram influencer, blogger și diverse, nu a contat sub nicio formă. Mi-am achitat complet operația. La momentul respectiv am dat 50 de milioane pentru ambii ochi și 300 de lei pentru consultația de dinainte și am mai plătit, cred că, vreo 200 de lei după aia tratament, lacrimile artificiale și o consultație și niște lucruri de genul ăsta. Deci hai să zicem 55 de milioane pe total, da? A durat cei 5 minute. Hai să zicem, fiind drăguțe, a durat 5 minute. Știam toată operația de pe YouTube, adică urmărisem fiecare etapă. Ca o fază haioasă l-am întrebat pe domnul doctor ce mi se poate întâmpla cel mai rău. Cel mai rău acum, sincer. Pot să rămân oarbă sau ceva de genul? Și mi-a explicat că din punctul lui de vedere nu și că laserul în momentul în care eu mă mișc se va opri pentru că nu va putea să-și ducă la îndeplinire sarcina cum ar veni, nu va putea să-și facă treaba și va trebui să reluăm operația sau ceva de genul. Nimic mai complicat de atâta. E, am plecat de acolo pe bancheta din spatea unui taxi cu ochii închiși, am stat toată ziua, 24 de ore am stat așa până m-am dus înapoi la medic la 7 dimineața, mi-a luat ce aveam pe ochi și mi-a deschis ochii și de țit. A trecut 4 ani și jumătate și să știți că de curând am fost la un consult pentru că pentru cei apropiați care știu deja clipeam destul de des din ochi din cauza oboselii și logică mi-a dat niște lacrimi și sunt mai multă odină și de-astea. Și când a auzit că sunt operată, n-a fost foarte încântat, așa, am făcut un LASIK, aha, LASIK, dar să știți că mi-a făcut control la ochi și m-a felicitat, spunându-mi că operația este complet vindecată și că este una din cele mai frumoase pe care le-a văzut. În sensul că totul este complet vindecat și arată foarte bine acolo, da? Deci dacă un medic mi-a zis asta, eu după 4 ani și jumătate mă bucur foarte tare în continuare de alegerea făcută. Și dacă cumva va fi nevoie, să zicem că iar o să am o cine știe ce dioptrie, aveam minus 4 la momentul respectiv, să știți că aș mai face o dată. Dar cine știe pe când, pe la 40, 50, 60 de ani, când o mai fi cazul, n-am idee. Deocamdată sunt foarte bine, o recomand oricui, dar cu multă atenție, cu consultația dinainte în care afli dacă ai voie sau nu. Și cu multă grijă după. Nu soare, nu decât cu ochelari de soare, nu nisip, nu praf, foarte mult timp tratamentul cu lacrimi artificiale, adică aveți mare grijă pentru că e vorba de ochii voștri serioși și sunt foarte, foarte importanți. Dar am făcut-o și sunt foarte, foarte happy.
Mă bucur super mult pentru asta. Iar după aceea au fost niște faze funny cu în care eu îmi puneam, ridicam în continuare ochelarii pe ochi, în duș, îmi dădeam jos ochelarii ca să intru în duș. Nu înțelegeam de ce mă văd atât de bine în oglindă. Îmi dădeam jos ochelarii ca să mă bag la somn. M-am speriat de mine în oglinda de la baie. Adică au fost niște chestii drăguțe. Plus celebra uite-o și pe asta cu ochelarii de soare metrou, pentru că în primele zile chiar a trebuit să fac chestia asta. Da, a fost super funny și am super râs. Da? Și dacă mai aveți întrebări despre asta, cu mare drag le aștept în comentarii pe Facebook și pe YouTube. Și până mâine, like, subscribe, share, chestii de-astea. Da. Bye și ne vedem mâine!